Flăcările au mistuit o casă veche din localitatea Almașul Mic de Munte. Pompierii gărzii de intervenție Giuagiu și cei ai detașamentului Orăștie s-au mobilizat de urgență pentru stingerea focului, cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj SMURD. La sosirea forțelor de intervenție, incendiul cuprinsese mare parte din casă, iar pompierii s-au luptat cu flăcările mai bine de 3 ore. Proprietarul casei a suferit un atac de panică atunci când și-a văzut casa mistuită de flăcări. Bărbatul de 68 de ani a primit îngrijiri medicale de la echipajul SMURD și apoi a fost transportat la spitalul din Orăștie.